Date importante pentru elevi, la mai puțin de o lună până la examenele naționale. Într-un interviu acordat libertatea de către Marian Șuță, este directorul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație. Este centrul care concepe subiectele examenelor naționale. Subiectele pentru evaluarea națională vor fi gata săptămâna viitoare, iar cele pentru bacalaureat vor fi gata cu o săptămână înainte de examen. Elevii pot primi punctaje intermediare dacă scriu ceva care are legătură cu subiectul. Iată declarațiile. Sunt anumite discipline la care pot primi punctaje intermediare dacă scriu ceva legat de subiect. Adică la matematică, în rezolvarea unui exercițiu, este necesară o anumită formulă. Dacă elevul scrie corect, sigur va primi ceva. Dar dacă scrie ceva care nu are legătură cu subiectul, o formulă care nu este aplicabilă pentru acel subiect, nu va putea să primească. Deci elevul poate să scrie legat strict de acel subiect ceea ce știe și este foarte posibil. Dar să nu se aștepte că dacă scrie, am scris 10 rânduri la un subiect, dar nu aveau legătură cu subiectul, să nu se aștepte să primească ceva. Examene naționale în perioada coronavirusului. Elevii n-au avut posibilitatea anul acesta de a susține simulări ale examenelor naționale, nici nu s-au putut pregăti la clasă. Iată ce le recomandă directorul Centrului Național care realizează subiectele. Elevii trebuie să se concentreze la subiect, trebuie să meargă cu încredere, curaj, dar să fie atenți să se concentreze pe subiecte. Ei trebuie să abordeze subiectele pe care știu să le facă și să le facă imediat. Lăsând spre final subiecte mai grele, să spunem așa. De asemenea, să fie atenți, lucrează de multe ori pe ciorne și să fie atenți când transcriu pe foaia de concurs. Au fost cazuri multe în care elevii pe ciorne au rezolvat corect subiectele, să spunem, și pe foaia de concurs au trecut greșit. În ce privește pe părinții, cred că trebuie, au un rol foarte important și trebuie să acorde o mare, puternică susținere elevilor, să le dea încredere și, în primul rând, să se asigure că vor merge la examen, pentru că știți cum este principalul lucru, este trebuie să participe. Principalul sau un lucru foarte important este să participe la examen, ca să-l și ia. Iar elevilor să meargă cu curaj, v-am spus, și încredere, vor merge și vor avea de desfășurat un examen în condiții speciale, dar să știți că de acest lucru suntem conștienți cu toții, inclusiv noi și toată lumea, dar trebuie să meargă, să aibă încredere și să se concentreze la subiect. Interviul integral cu Marian Șuță, directorul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, centrul care concepe subiectele tuturor examenelor naționale, este pe site-ul nostru pe libertatea.ro. De asemenea, interviul este și pe pagina noastră de Facebook. Sute de oameni au luat lumină a doua oară la Constanța. S-a întâmplat în România, au primit lumina învierii de data aceasta în curtea bisericii la o lună și jumătate de la Paști. Urmărim în continuare un reportaj realizat de colegii mei Andrei Archip, Dumitru Angelescu și Cosmin Nistor. Azi ne ridicăm împreună cu tine în Duh, dar cu bucurie cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce-ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraritează mintea noastră ca să-ți urmeze ție curea. Hristos, vreau să stați
după regula sanitară, mai la distanță. La cererea dumneavoastră fac această slujbă și nu puteam să vă refuz. Vreau să simțiți că ați avut parte de înviere și de lumina învierii. Este lumina primită în Sâmbăta Mare de la Ierusalim. Dacă nu era acest ierarh, care pot să spun că e un apostol, noi astăzi, frica care ne-a fost indusă, acest om ne-a ajutat să depășim aceste momente. Și acum trăiesc și trebuia să trăiesc în noaptea de înviere. Că noaptea de înviere am plâns, că nu sunt în biserică și astăzi plâng de bucurie că sunt aici. E un mare lucru a făcut. Domnul Hristos s-a răstignit pentru toți, indiferent de nație, de orice. Domnul Hristos este făcătorul lumii și atunci pentru toți. Ce ați făcut la prima înviere, ca să zic așa, cum a fost atunci? Ascultat acasă, la radio, la televizor. Cum s-a putut? Foarte greu. Mai ales pentru cei care circulă și care are putere să circule, a fost îngrozitor. Foarte greu. Gata să ne îmbolnăvim, gata să am pus, nu mai puteam, ca în cușcă eram. Sfințirea ta din mormânt, din loc de necântat. Nu s-a lăsat preconstanțienii de hoțul ăsta, când te-a furat și-și bate joc de toată lumea. Face el înviere, cum e posibil așa ceva? Unde s-a mai pomenit într-o lume creștină să se facă așa ceva? Nu vreau. Nu vreau nimic, am vrem să cetățean, am vrem. Am dreptul, da? Pune ce vrei. Mai multe despre ce s-a întâmplat aseară la Constanța. Reportajul integral al colegilor mei este pe site-ul nostru, pe libertatea.ro. Între timp au venit și informațiile din partea autorităților române, informațiile în legătură cu numărul cazurilor de coronavirus la această dată la nivel național. Iată cifrele, trecem de 18.500 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19, 18.594 de cazuri de persoane. Bun, vedem și cazurile noi, numărul vindecărilor și numărul deceselor. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.162 au fost declarate vindecate și externate. Vorbim și despre numărul deceselor în România. Sunt 1.219 decese, cele mai multe în județele Suceava, 211, Galați, 83, de asemenea în București avem 82 decese. Ieri au fost anunțate 11 decese, astăzi până la ora 12:30 au fost anunțate 3 decese. Iar de la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică au fost înregistrate alte 165 de noi cazuri de îmbolnăvire, cu 19 mai multe decât ieri. La terapie intensivă sunt internați 198 de pacienți, în creștere e numărul acestora. Avem și numărul românilor care sunt în carantină instituționalizată, aproape 5.000 de persoane, și alte peste 82.600 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Haideți să vedem și unde avem cele mai multe cazuri la nivel național. Vom vedea și unde avem și cele mai puține. Cele mai multe sunt la Suceava, 3.465. În București avem aproape 2.000 de cazuri.
în județul Neamț 873 de cazuri. Cele mai puține cazuri confirmate la nivel național sunt în următoarele județe: în Brăila 27, în județul Vâlcea 28, în Satu Mare 61 de cazuri confirmate. Sunt cele mai puține cazuri la nivel național. Haideți să vedem cum stăm la nivel mondial. Câte cazuri avem înregistrate la nivel mondial? Peste 5.700.000. Avem și informații în legătură cu numărul oamenilor care s-au vindecat și numărul deceselor la nivel mondial. Iată, peste 352.600 decese în lume, iar persoanele vindecate, numărul persoanelor vindecate se apropie de 2.500.000. 2.445.393, iar la totalul cazurilor am depășit 5.700.000. Raportarea pe țări, câte cazuri avem în mai multe țări ale lumii în aceste momente? În America, cele mai multe cazuri, în America, cele mai multe decese la nivel mondial. Peste 1.700.000 de cazuri în Statele Unite ale Americii, peste 100.000 decese. Iată cum stau Rusia, Turcia și China. Peste 370.000 de cazuri în Rusia, aproape 4.000 decese, aproape 160.000 de cazuri în Turcia și aproape 4.400 decese în China, aproape 83.000 de cazuri și peste 4.600 decese. Vom vedea și cum stă Spania. În Spania, numărul cazurilor se apropie, iată, de 283.340-350. Peste 283.300 de cazuri în Spania, cele mai multe decese în continuare în Marea Britanie, peste 37.000 decese în Marea Britanie, la peste 265.000 de cazuri, avem și peste 27.000 decese în Spania. În Italia și Franța, o diferență destul de mare la numărul de cazuri între cele două țări, de asemenea și la numărul deceselor. În Italia sunt aproape 33.000 decese, în Franța aproape 28.600 decese. Iată, dacă în Italia vorbim despre peste 230.000 de cazuri, în Franța numărul acestora se apropie de 183.000 de cazuri. Sunt informații în legătură cu numărul cazurilor confirmate, așadar, la nivel mondial, peste 5.700.000 de cazuri.